11 a lui Alexandru Radu. David Lazar este portarul Astrei. În defensivă sunt David Bruno, Graovaț, Găman și Radunovic. Gabriel Șerban, Crepulia, Ștal, Valentin Gheorghe și Budescu la mijloc. Atacant pentru formația gazdă este Matia Montini, fostul jucător de la Dinamo în ultimele două sezoane. Avem o brigadă de arbitri cu Sebastian Colțescu la centru. Vedem acum formația oaspete, formația lui Daniel Pancu, se prezintă în felul următor. La debutul în Liga 1, maghiarul Levente Bos, Rodney Lopez, Irion, De Iriondo, Baxevanos și Buș în defensivă, Francis Cristea, Răzvan Onea și Pasalea la mijloc, Platini și Popadiuc în benzi, Andrei Cristea, capitanul de 36 de ani și jumătate al formației Giurgiuvene, este atacant lui Daniel Pancu în această seară. Probabil vom avea o modificare foarte, foarte rapidă în formația gazdă. Probabil Gabriel Șerban va intra, va ieși de pe teren, iar în locul acestuia va intra croatul Dario Cianagia. Aici e corner pentru echipa lui Pancu, un corner bătut bine pe prima bară, o primă intervenție bună a lui David Lazar și mingea va fi în posesia echipei ieșene. Budescu șutează direct în zid, mingea este recuperată de Ștal, șutează Ștal, minge ușor deviată, dar reținută de Levente Bos. Revenind la ideea anterioară, vă spuneam, Cabral cu o centrare a lui Francis Cristea, bună pentru calcan, mingea ajunge în brațele lui David Lazar. Aici e fază fixă, Budescu trimite înalt, Bos nu se complică și va fi corner pentru Astra. Radunovic urmează centrarea muntenegreanului, respinge fără probleme Baxevanos. Baxevanos e un jucător tânăr, trecut prin curtea lui Lazio. Aici avem o intrare tare, o intrare care ar putea să mai aducă un cartonaș galben. Valentin Gheorghe joacă mingea, Cristea lovește în genunchi pe al doilea marcator al Astrei din sezonul precedent. Iată-l din nou pe Alexandru Radu. Vă spuneam, are 42 de ani, a jucat în România prin Liga 2, în urmă cu vreo 18 ani, a fost pe la Intergaz București. Decizie destul de drastică, spun eu, a lui Sebastian Colțescu, care îl trimite la vestiare, care îl elimină pe Francisc Bionus Cristea. Încearcă ceva, ieșenii, Ațca cade și nu primește lovitura liberă. Colțescu foarte aproape de fază, lasă jocul să continue. Calcan. Calcan. Și încearcă șutul și nu trimite rău deloc. A marcat un gol foarte, foarte frumos într-un meci pentru viitorul, într-un meci cu FCSB-ul. Astra a avut 1-0 la pauză. Aici o pasă foarte bună pentru Crepulia, care nu e ajutat de tehnică. 18 aici la Giurgiu. Poliaș, care e în ofensivă prin Popadiuc. Popadiuc șutează, respinge David Lazar. Iașul pregătită de Flaviu Stoican, în timp ce Astra pe bancă era Mulțescu. Noi revedem șutul bun al lui Popadiuc și intervenția pe măsură a lui David Lazar. Mulți dintre ei s-au obișnuit cu aceste lucruri. David Bruno, concentrare foarte bună. Tini se întoarce bine, dar șutează prost. O palmă peste față și un încă o eliminare. Valentin Gheorghe, mijlocașul ofensiv al Astrei, o palmă clară pe care i-o dă lui Donaldo Ațca peste față, cartonaș galben corect arătat de Sebastian Colțescu, decizie corectă a centralului de 43 de ani din Craiova, cel pe care trecuse mingea la faza anterioară. Șutul lui Popadiuc este blocat și până la urmă reușește să scoată balonul cei de la Giurgiu. Aici e
fază fixă pentru formația ieșeană. L-am văzut pe David Lazar, ușor îngândurat, bate Calcan. O centrare bună și mingea este deviată în brațele lui Lazar. Omul cu devierea. Sau mingea e atinsă și de Pasalia. Fază fixă pentru Astra, bate Budescu. Centrare bună, Găman, gol! Zero pentru Astra Giurgiu din minutul 62. Corner Budescu, cap Găman și Astra este în avantaj în meciul cu echipa lui Daniel Gabriel Pancu. Și am văzut reacția lui Alexandru Radu. Să revedem acest corner bătut perfect de Budescu și Găman trimite imparabil din 5 metri. Nici o șansă pentru Levente Bos, iar Astra înscrie un gol de care avea mare, mare nevoie. Ar putea să bată cu stângul. Execută Calcan. Excelent David Lazar. Se vorbea foarte, foarte frumos în momentul în care a ajuns în Olanda. Aici David Bruno pleacă în ofensivă. Bruno centrează. Mingea ajunge la Crepulia, care șutează în primul adversar. Este hands și penalti pentru Astra Giurgiu. Iar meciul ar putea fi închis încă din minutul 84, probabil. Iată faza cu șutul lui Crepulia și momentul în care mingea îl lovește în mână pe Budescu, față în față cu Levente Bos. Budescu șutează, gol! Astra! 2-0 pentru Astra Giurgiu în meciul cu Politehnica Iași. După Găman, marchează și Budescu din lovitură de la 11 metri, iar finalul de partidă poate și este unul foarte liniștit pentru viitoarea echipă a lui Edi Ordănescu. Constantin Budescu, al doilea gol al partidei și golul care va aduce în proporție de 99,99% prima victorie pentru Astra în sezonul 2020-2021 în Liga 1. Cianagia pentru Radunovic în banda stângă. Radunovic își depășește ușor adversarul. Radunovic pentru golul de 3-0. Gol, gol, gol Astra. Gol Sebastian Wüttrich. Astra Poliaș 3-0 din minutul 89. Excelentă acțiunea lui Risto Radunovic, iar Wüttrich finalizează frumos, elegant, din 8-9 metri, fără să-i dea vreo șansă să intervină lui Levente Bos. Mai mult de 50%, sau să spunem 50% din gol, este meritul lui Risto Radunovic. Vă reamintesc că la 21 și 45 de minute începe meciul dintre Sepsi Sfântul Gheorghe și Dinamo. Aici pleacă în ofensivă și va fi penalti. Nu, da, e penalti după acest faul clar. Un penalti făcut de Bușu asupra lui Merloi, care intrase și el mai devreme pe teren. Radunovic șutează, gol Astra! 4-0 Astra Poliaș. Același lucru pe care Iașul l-a trăit la Botoșani, îl trăiește și la Giurgiu, cu 3 goluri luate în finalul partidei și a pierdut cu scorul de 0-4. Astra a luat 4 goluri de la Botoșani, 4 de la Gazmetan, 4 de la Sepsi și 4 de la Astra. Al patrulea meci în 8 etape în care Iașul încasează 4 goluri în acest sezon de Liga 1. E minutul 93, Colțescu își privește cronometrul, încă nu fluieră, e 4-0. Acum pune punct centralul din Craiova acestei partide. Astra învinge cu 4-0 după un meci în care am avut 2 eliminări. Francis Cristea a luat roșu din formația lui Pancu în minutul 31. Valentin Gheorghe eliminat pentru 2 galbene în minutele 31 și 52. Și Astra se impune cu 4-0 după golurile marcate de Găman, Budescu, Wüttrich și Radunovic, Budescu și Radunovic din lovituri de la 11 metri.